Comuna Vidomirești refuză să îmbătrânească. O dovadă în acest sens o reprezintă numărul mare de copii care mersi de zi la grădiniță, școală și liceu. Cum bazele unui învățământ de calitate se pun la grădiniță, cei mis sunt permanent în centrul atenției celor aflați în fruntea comunității. Pentru ei se dorește construirea unui local nou. Fosta primărie va fi demolată pentru că tot la Ministerul Dezvoltării avem un proiect tot pe ordonanța 28 în care înființăm o grădiniță, construcție nouă, lângă liceul Vitomirești, adică în aceeași curte, pentru că primăria a fost a primăriei, era gard în gard cu liceul, să spunem așa. Localul va avea patru săli de clasă pentru că susțin reprezentanții administrației locale, deși nu se mai nasc la fel de mulți copii ca înainte, sunt suficienți pentru a umple viitoarele săli de clasă. Localul care îi va reuni pe toți prichindeii va beneficia de mobilier nou, dotare modernă, dar și un loc de joacă. Am considerat că e imperios necesar să mai construim o grădiniță independentă de liceu, cu un loc de joacă cu... și sunt asigur că acolo vor fi patru clase pline toate. Administrația locală din Vitomirești are pentru viitor o serie de obiective. Pe lângă continuarea proiectelor aflate în derulare, își propune să acceseze bani de la guvern, dar și fonduri europene pentru o serie de obiective importante pentru comunitatea locală. Acestea vizează introducerea de utilități, dar și reabilitarea infrastructurii rutiere și acelei culturale.